Ah, ești prima oameni. Atunci nu m-am mai mult aici. O să ne vin cu ăsta. Trebuie să ne facem în soapteacă. Ca să ne fixăm pe asta. Deci ca să facem o tabloașă. Ești în sensul care e peșurat. Da, nu știu. Vezi? Acum o să facem, facem o selecție, ca să ne iasă ceva frumos. Tudor și Georgiana la mine, Ovidiu. Creșetarul degețelele. Nu, trebuie să faci, știi, cât ți-ți vine pe mână. Da, măgaje. Aducem extremele în mijloc. A, gata, uite. Ai înțeles. Acolo e bine. Așa. Bravo. Dar eu... Gata. Hai înceapă. Hai te rog. Și tu? Băi, ție ți-am început odată. Și tu ai trecut pe partea asta. Nu vreau. Nu? Hai că le refacem. Da. Desfacere. Nu așa, fii atent acolo. Sonia, te uiți? Haide, dă-i drumul, te rog, dă-i drumul. Nu, Sonia, dă-i drumul. Ba da, dar nu am deci nu mai am. Da, el e extensă, știți, așa. Și-o mă cât așa. Hai, da, până termin ca să poți să-ți închid vreodată. Ce se dați? Să-ți arăt. Uite-te la doamnă. Dar vrea și el să fie în prim plan acolo. Doamne, e bun așa? Mai am un pic de rosea. Vă rog, cu ce ocazie ești la... Am organizat al treilea eveniment al firmei Montan Expert, care se numește atelierele tradiționale și am vrut să prezentăm, să promovăm obiceiurile și oamenii cărora le place să sau le place arta meșteșugării. Da, am văzut că au venit și copii. Copiii ce fac aici? Copiii sunt de la centrul din Bușteni și au venit să învețe diferite, să facă diferite lucruri de mână. Păpuși din material ecologic, brățări și alte diferite și multe alte lucruri diferite. Splen, ce faci tu acolo? Eu? Fac un desf... fac o pistură. E greu? Da. Ce sunteți acolo? Ușoare. Cum este? E greu? Cum este? Ușor. Ai mai făcut? Da. Domn profesor te învață, văd. Da. Ce le explicați copiilor aici? Le explicați special tehnicile de pictură pe sticlă, care s-au utilizat în pictura din Transilvania. Cum sunt? Sunt doritori să învețe? Da. Sunt pasionați, le place pictura pe sticlă. Ok, numele și prenumele dumneavoastră. Cornel Sculean, creator popular din Brașov. Da. Ce faci tu aici? Rame din conuri. Artă din conuri și artă de pădure. E greu? Cum este? Și ușor și greu. Spune că copiii cum sunt? Că la început mai greu. Dar cu timpul va învăța. Cu răbdarea mea și răbdarea lor vom reuși să facem ceva. Nu așa, nu bați. Am avut noroc.